Bună seara, dragi studenți! Ne aflăm în aula Universității Transilvania, unde va avea loc un spectacol cu colinde, alături de invitați din Prahova și Brașov, și împreună cu îndrăgitul artist Laurențiu Cazan. Vă invităm să urmăriți o parte din magia sărbătorilor de Crăciun. Vedeți voi sărbătorile de Crăciun fără colinde? Consider că sărbătorile de Crăciun fără colinde ar fi foarte triste și foarte vagi. De aceea noi, studenții acestei asociații a creștinilor ortodoxi români, dorim să vă bucurăm și să vă încântăm cu colindele pe care noi le pregătim și totodată să și ducem tradiția mai departe. Purtăm și costume populare și dorim să promovăm valorile noastre. Am înțeles. Ce faceți în această perioadă a anului în afară de a colinda pe alții? În această perioadă colindăm pe alții, după cum ai spus și tu, și de asemenea mai strângem fonduri pentru diverse cazuri și colindatul, de fapt, este principala noastră ocupație în această perioadă de decembrie. Ce faceți dumneavoastră în această perioadă a anului, în afară de faptul că mergeți și colindați? Mai aveți timp și de alte lucruri sau asta e partea cea mai interesantă a anului pe care dumneavoastră o faceți? Este partea cea mai interesantă și lăsăm în perioada asta anului totul pentru mersul cu colindatul, cu brezaia, cu flăcăii satului, pe la case de gospodari, pe la oameni de omenie, pe la oameni care ne primesc cu drag și care se bucură că le cinstim casele colindându-le. Care este colindul dumneavoastră de suflet? Dacă aveți unul sau toate... Îl avem pe cel de fată, pentru că fata este cinstea casei cu el, de aceea începem suita de colindat cu fată. Și de norocul și de bucuria fetei, până la urmă, depinde tot bunul mers al întregii familii și al întregii gospodării. Asta este motivul pentru care, nu întâmplător, începem cu colind de fată. Și spre sfârșit, dacă puteți să ne urați așa ceva ca de sărbători. Să vă dea Dumnezeu în gospodărie sănătate, noroc și belșug tot anul și să fiți voioși și fericiți așa cum suntem noi când mergem cu brezaia la colindat. Mulțumim la fel! Nu mă așteptam de făcut, parcă nu mai sunt nou, dar eu știu ce vremea va veni. Vân la tine două mâini și tu te voi găsi. Dar eu știu, eu zic acolo, că vremea, așa, până la tine, doi muri și tot te voi găsi. Hai pe toți și... Ce reprezintă pentru dumneavoastră sărbătorile de iarnă? Reprezintă iubirea, lumina, bucuria, joaca, dăruirea, frumosul, prietenia. Iată, ne-am împrietenit aici. Ce vă place să faceți în această perioadă a anului, cel mai mult? Acum, cel mai mult să cânt. Uite, de-aia am și venit la voi să cânt. Că și voi cântați și mă încântați. Să încerc și eu să cânt cu voi pe scenă aici. Aș vrea să fie mai mulți copii, să vedem dacă pot să chem pe scenă să cânte ceva cu mine. Să cântăm! Asta știm noi să facem, cel mai bine. Aveți timp să vă petreceți și cu familia sau mergeți să colindați? E, cum să n-am timp, da. Familia mea nu este doar familia acasă, mama mea și încă pe tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, l-am pierdut. Familia mea sunteți și voi, este România întreagă. Și acum, spre sfârșit, o urare, așa ca de sărbători. Ce le urați studenților? Că vă doresc să fiți frumoși, sănătoși, luminoși, iubiți și fericiți, ca de obicei. La mulți ani! Mulțumim! La mulți ani! Yeah.